ulterior, în una din zile, am văzut un roi într-un pom și zic, cred că asta este a meu, neștiind faptul că generațiile bunieilor noștri s-au ocupat cu apicultura, am preluat acel roi cu foarte mare chin și necaz, am primit vreo 37 de ace, după care l-am adus acasă, neavând nici experiență, nici cunoștințe, am apelat la un presacar de aici din localitate care m-a ajutat să-l pot pregăti pentru iarnă. În același an, în toamnă, am procurat 2 stupi, tot cu albine, deja pregătiți de iernat. Și cu 3 familii am lucrat aproape vreo 4-5 ani la rând. N-am încercat nici să le mulțesc, nici să capăt mai mult. Era pentru familia noastră de ajuns mierea care era. A apărut ideea de ce să nu încercăm și să vindem ceva. Și am mai procurat, peste vreo 5 ani, am procurat 8 familii, deja aveam 11. 11 era destul de complicat deja de la 3 la 11. Am lucrat cu aceste 11 familii. În anul acela am mai făcut vreo câteva și în toamnă am ajuns la 20 de familii. Le țineam între rândurile de vie. De fiecare dată vecinii mă pomeneau de bine, pentru că primeau câte un oac frumos. Greu am identificat locul ăsta pentru că aici era exact ca în junglă. Văzând că produsele apicole capătă tot mai mare și mai mare popularitate, nu reușeam să facem față vânzărilor din considerentul că aveam marfă puțină, dar solicitări multe. Am apelat atunci a doua oară la în cadrul galului Lunca Băcului, am apelat cu depunere de proiect ca să modernizez prițaca. Proiectul a fost în valoare de 103.000 lei, 60% au fost din partea galului, 40% contribuției proprii. Aici lucrăm semnificativ ambii, eu și soția, dar nu uităm de faptul că și copiii sunt cei care trebuie să fie implicați în activitatea zilnică pe care o facem noi. Am început să diversificăm produsele apicole datorită contribuției financiare a Uniunii Europene în cadrul galului. Totodată am început să, în urma topirii cerii, să producem alt produs apicol care este mai puțin utilizat. Ceara este utilizată majoritatea apicultorilor ca materie primă pentru creșterea fagurilor. Noi am încercat să o utilizăm și altfel. Am încercat să producem lumânări. Soția este cea care se ocupă cu această activitate foarte plăcută. Avem în jur de 10 sau 12 forme de lumânări. Cel mai greu cred că este să menții această afacere. Ca să o pornești este mai simplu, ca să o menții este destul de complicat din cauza faptului că de fiecare dată sunt nevoie de proceduri birocratice care la tot pasul sunt solicitate. Ne străduim să facem acest lucru chiar din prima clipă când am pornit-o, cu toată dorirea de sine, pentru că atunci când faci acest lucru din pasiune, și financiar încetişor poți crește. Dacă chestia asta o faci doar de dragul banilor, plăcerea foarte repede pleacă. Și atunci când sunt eșecuri sau coborâri, să zic, imediat îți trece pofta de afaceri.